Dragii mei Capricorn, cât pe ce să uit să fac etalarea despre viața voastră intimă, care aveți viața intimă, evident. Îmi strângeam cărțile și totuși am zis că să le las, să rămân pe vibrația etalării anterioare, deși poate să nu aibă nicio legătură cu etalarea anterioară, să vorbesc despre alt grup de Capricorni care au viață intimă. Și să vedem ce cărți apar. 4 de cupe. Iar a apărut 4 de cupe. O dezamăgire. Eventual, acum cât e Venus retrograd, să vină cineva să vă tenteze. Dar dacă vine cineva să vă tenteze, unul dintre voi nu prea se uită la această tentație. Cât ar fi de bine îmbrăcată, cât ar fi de dezbrăcată, nu prea mai e tentat. Nu prea mai e tentat. Se uită la o poartă, cum să iasă, cum să intre în alt spațiu, într-o altă dimensiune, că e într-o călătorie spirituală, probabil. E îmbrăcată negru ca acest eremit. Ha, interesant. Cineva vrea să taie niște atașamente față de bani, față de niște atracții sexuale. Posibil cineva care v-a tentat în afara relației stabile, 4 de băte și 3 de cupe. Posibil, posibil, posibil. Eventual, vă gândiți unii dintre voi să lăsați un semn de foc pentru un semn de apă, da? Care va aduce vindecare și stabilitate. Iar, flacări, gemene, mesaje, bine, care pot fi interpretate în 11.000 de feluri, în funcție de intuiția și de starea fiecăruia și bănuiesc că fiecare fel, dragii mei, nu intrați în panică, fiecare fel este vantabil, este adevărat, pentru că sunteți grupuri diferite, generații diferite, cu planete în diferite poziții, e absolut normal ca etalările pentru Capricorn sau pentru Zodii să apară diferite. Că mai sunt și puncte comune, e mișto, dacă găsiți și puncte comune, dar e normal să găsiți diferențe. Oh, ce frumos! Aventură, pasiune, eventual în noapte, într-un parc, la hotel nu prea se mai poate merge, la restaurant e lume multă, acasă poate e mama, tata sau eu știu cine, afară e vară, Valetul de bâte. Vă doriți să vă suiți unul pe celălalt? Eventual, doamna are părul lung și negru. Interesant. Și domnul este mai, un șaten mai deschis, nu neapărat blond. Aha. Posibil să-i placă sânii doamnei. Ha. Regele de monede ar trebui să fiți voi. Însă, dacă sunteți voi cu atâta pasiune pentru doamnă, doamna e un pic mai timidă, asta e adevărul, mai timidă. Trebuie cucerită, da, ce frumos, trebuie cucerită 7 de bâte prin emoții. Semn de apă. Repet, dacă sunteți voi, posibil să fiți între un semn de foc și semn de apă, unii dintre voi, dar eu simt că vreți să cuceriți un semn de apă, semn de pământ, da? Vreți să cuceriți un semn de apă sau cineva care vă umple această cupă, vă face să vă îmbrățișați emoțiile, cum era la etalarea anterioară, da? Vreți să manifestați acest atașament profund pentru ei. Eventual, la un moment dat, chiar vreți să mergeți către o relație stabilă. Oh, ce frumos soarele! 19. Poate pe 19 să se întâmple ceva. Iulie, august, că soarele ține de august, iar într-un mod neașteptat. Nu neapărat că vă dați bice, hai să fim serioși. Nu, nu. Într-un mod neașteptat vă întâlniți și vă simțiți atât de fericiți, atât de fericiți cum poate nici nu ați anticipat, că tot v-ați gândit, da? Ascultați etalarea anterioară, tot v-ați gândit, ia uite, era pe aici. Vă gândiți la această fericire, ia uite, e similar cu soarele. 10 de cupe, similar cu soarele. Și această fericire vă va aduce în timp multe reușite, multe reușite. Însă, repet, vine într-un mod neașteptat. Cavalerul de spade l-am văzut și în poziția acțiunilor. Da? Ia uite aici. Diavolul, sărăcuții de voi. De ce nu au făcut ei altă carte?
Eu nu cred că toți capricornii sunt așa de toxici. Nu, nu cred. În fine. Eventual acest moment intim pe care îl veți avea împreună să vă aducă și o trezire spirituală, pentru că soarele, evident, este o forță creatoare, este cea mai puternică, da, energie din acest sistem. Vă treziți la o nouă realitate. Ce înseamnă să fii alături de flacăra geamănă? Să nu neapărat de conort, nu-ți fi toți în această vibrație a flăcărilor gemene. Ce înseamnă să fii alături de un suflet perechi care te iubește, care te simte, da? Și pe care îl simți din suflet, nu din chakra a doua, întâia. Dar trebuie să vă temperați. Pentru că această pasiune vă va transforma radical, total, definitiv, iremediabil. Hai să vedem. Capricorni. Au venit două. Încă visați. Ori un semn de apă plânge. Plânge după... Oh, da. S-a oprit la faeton. Faeton în semnul racului. Asul de monede ați putea să fiți voi. Vă doriți să mergeți și să manifestați un nou început. Ia uite, zero și diavolul. Să manifestați un nou început. Vă obsedează ideea asta, vă obsedează și persoana aceasta, care vă aduce multă fericire. La care unii dintre voi visați că sunteți departe. A apărut, da? Trei de bâte, l-ați văzut mai devreme. Sunteți departe de ei. Și posibil unii dintre voi, că vorbim de capricorn, se simt trădați. Iar apare 10 de spade în relație cu un semn de foc, da? Nu neapărat acesta cu care manifesta soarele, altul. Sunt mai multe mesaje, separațiile. Așa, și visați la cineva, că, vedeți cărțile, da? Sunteți răniți de cineva cu care ați avut o aventură, o pasiune, da? Sau ei, da? Se poate și invers. Și visați la cineva care e noi lângă voi. Vă uitați la poza lor și visați. Ce fericiți veți fi împreună, pentru că îi simțiți, este 6 de cupe, simțiți, repet, în suflet, nu în primele două chakre. Și vreți să mergeți mai departe, faetonul, suntem chiar în zodia racului, da? Către un nou început, către o relație stabilă, nu mai vreți aventuri prin parcuri, glumesc, așa arată cartea, vreți... Să stați amândoi acasă, să vă odihniți, eventual să o luați de la zero și iar să faceți dragoste, și iar să o luați de la zero și iar să faceți dragoste. Da? La, la, la. Vreți să mergeți mai departe, către destinul vostru, persoana care vă e destinată, să stați, să vă ofere stabilitate. Posibil, acest semn de apă să se simtă trădat. Și totuși să spere. Și totuși să spere, pentru că apare faetonul. Să spere la un nou început. Să spere că dacă vă iertați unul pe celălalt și o luați de la zero, dacă voi o luați de la zero cu ei, dacă voi reușiți să spargeți aceste bariere pe care ei posibil și le-au pus, veți manifesta o persoană stabilă, o pereche stabilă, perechea voastră, cu care puteți avea 9 de cupe, da? 9 de cupe, a apărut 10, a apărut și 9 mai devreme, da? Cam aceasta este etalarea pentru capricorni. Cât am vorbit, că nu vreau să vorbesc foarte mult, nu? Nici nu-mi dau seama că apare cifra exact deasupra flăcării și nu-mi dau seama. Cam aceasta este etalarea pentru capricorni, iulie, pentru cei care au o viață intimă. Eventual, soarele înseamnă și vindecare, evident, prin intimitate profundă, emoțională. Emoții care vă trezesc la o altă viață, vitalitate, chef de viață, am zis. O sexualitate sănătoasă, da? Cam aceasta este. Vă pup acum, chiar vă pup și vă las. Pa, pa!